de a-l avea pe Emilian în continuare pe listă, de această dată pe un loc eligibil și nu semi-eligibil ca și în 2014, când era pe locul 18 și totuși a intrat după 6 luni, atunci când doamna Cârna Crețu a ajuns comisar european, a intrat în Parlamentul European. De această dată, Emilian este pe locul 14. Noi estimăm să avem 14 sau chiar 15 europarlamentari, dintre care unul va fi comisar european. Adică, dacă scoatem 14 și Doina Pană va fi europarlamentar, începând cu luna noiembrie-decembrie, după ce unul dintre colegii noștri va deveni comisar european. Eu o să las pe Emilian să vorbească despre bilanțul activității lui și dacă cu voi considera că a fost prea modest, o să mai adaug. Da, mulțumesc. Mulțumesc și eu, bună ziua. Mă apropie de finalul primului mandat în Parlamentul European și vreau să mulțumesc organizației, în primul rând, dar organizației județene pentru sprijinul din timpul acestui mandat și pentru sprijinul de a fi din nou pe lista Partidului Social Democrat pentru următoarele alegeri din 26 mai anul acesta. Așa cum spunea și domnul președinte, locul 14 este unul elegibil de această dată, chiar dacă unii au alte păreri. Eu și domnul președinte și ceilalți colegi, noi ne întâlnim cu colegii din județe, ne întâlnim cu cetățenii și suntem primiți foarte bine. Va fi o perioadă în care vom merge între oameni, vom prezenta ce am făcut și ce vom face și cred că vom fi singurul partid care va face acest lucru, pentru că suntem singurul partid care poate să arate ce a făcut și ce a rămas în urma activității noastre. În cadrul Parlamentului, așa cum bine știți și cum am mai vorbit, activez în două comisii de specialitate principale, Comisia de Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne și Comisia de Muncă și Afaceri Sociale. Mai am o activitate intensă în două subcomisii, una ce ține de Schengen Scrutiny, unde se verifică modul în care statele membre Schengen își respectă angajamentele. Respectiv analizăm și am solicitat în această comisie unul dintre amendamentele mele preferate, să spun, din cele peste 2300, a schimbat tonul Parlamentului European către Consiliu și anume am, în loc să recomandăm Consiliului să primească, să ia o decizie cu privire la primirea României și Bulgariei în spațiul Schengen, am schimbat tonul, repet, înspre obligă Consiliul să ia această decizie. Din păcate, încă nu avem un răspuns de la Consiliu. Sperăm că în cadrul președinției rotative României vom avea și această decizie în Consiliul JAI. Pe partea de delegații, sunt membru în delegația Uniunea Europeană Israel, Uniunea Europeană Serbia și adunarea parlamentară pe lângă Mediterane. În toate aceste structuri de specialitate ale Parlamentului am avut peste 2300 de amendamente, peste 50 de luări de cuvânt în plenul Parlamentului. Cele din comisie nu sunt contorizate, dar au fost mai multe pentru că am considerat că acolo unde se ia decizia, unde se depun, se discută amendamente, se votează amendamente, este mai important să susții decât în plen, unde, din păcate, prezența este mai redusă și interesul este mai mic, să spun așa. Doar cei interesați direct de dosar participă acolo. Pe partea de președinție, aș vrea să adaug la cele spuse de domnul președinte. Tocmai mi-a venit o avertizare pe Twitter. Azi noapte, chiar dacă programul oficial este până la ora 23, unele negocieri merg și până la 2-3 noaptea. S-a finalizat negocierea pe ceea ce va fi viitorul Frontex, adică viitoarea agenție pentru protecția granițelor externe ale Uniunii Europene. În acest domeniu vor fi alocări semnificative pentru noi angajați, undeva la 10.000 de angajați, România având o suprafață sau o lungime a graniței externe foarte mare, vom putea beneficia și noi de
acești noi angajați ai Frontex sau viitorului Frontex.